Pregătiți și rubel de wake up call? Da, sunt pregătiți să trezesc, cum ai zis, o ascultătoare de 15 ani înscrisă de iubitul ei? Da, exact. Yay! Ai o ascultătoare pe mână. O cheamă Larisa. Dar din ce oraș e? Că uite, nu știm. N-am Alexandra n-a scris pe site din ce oraș e, nu? Este o Larisa. Alexandra? Nu. N-a zis, nu? Hai să ne imaginăm o Larisa. Dar pe iubitul ei n-a zis cum îl cheamă? Dan. Îl cheamă Dan. Dan îl cheamă, uite. Domnișorul Dan. Domnișorul Dan, nu domnul Dan, corect. Bine, deci Dan are o iubită de 15 ani și ce face Dan? O înscrie la Wake Up Call. A zis așa, să o trezească șurubel senzual. Măi băieți, măi copii, salut băieți, vreau să o treziți pe prietena mea pentru că se trezește mai greu și întârzie la școală. Îi puteți spune că a înscris-o iubitul ei, Dan. Mulțumesc frumos. Atenție! De ce bănuiesc că Dan nu e chiar iubit? Nici eu nu cred. Adică la 15 ani îți doreai să fii iubitul unei fete și poate ea nici nu știa că tu existi. Da. Nu, poate Dan are 40 de ani și tu n-ai mai văzut în ziua de azi fete de 15 ani. Cum? Hai să vedem. Nu pleca, de ce? Acum am fi cu preconcepțiile tale. Hai să trezim frumos pe Larisa mai întâi. Poate Dan are 50 de ani. Cât de bine știi să înjuri la 15 ani? Hai să vedem. Fată. Hai să testăm să vedem. Alo? Da. Bună, Larisa. Aș vrea să nu te uiți pe geam. Nu te uita pe geam, închide ochii și imaginează-ți că ești pe o plajă. Ascultă cum valurile se sparg de țărm. Soarele încă n-a apus. Adie un vânt cald prin părul tău în depărtare și se aud pescărușii. Auzi pescărușii, Larisa? Larisa, auzi pescărușii? Doamne! A plecat cu pescărușii. Hai să o sunăm înapoi. Ce facem noi când ne închide o fată? Sunăm înapoi! Bine, și când ne închide un băiat, facem același lucru. No, dar de la ești mult prea... mai multă experiență. Ești mult prea elitist. Am fost așa poetic cu ea, i-am dat plajă, i-am dat pescărușii. O fată de 15 ani, mă. Fetele de 15 ani nu mai vor poezii în ziua de azi. Vii tu cu lacul tău. Hai să vezi acum ce îți face Larisa. Zic că-i dai cafea. Îi zic. Larisa. Fate, ești în direct la radio, la Virgin. Aceasta nu este o glumă. Nu! Larisa, vreau să-ți dau cafea! Nu mai cred nimic, copii ăștia. Adică cu internetul nu mai cum cred poți nimic. Să faci? Cum poți să-i zici omului? De fată, sunt ăla... Ești la radio, ești... Ce mai încercăm o dată și Nu mai, Bogdan, las. Hai, băi, să încercăm să-i dăm fetei cafea. Băi, aveam o lună de cafea Mizo Coffee pentru ea, băi, o lună. O lună întreagă, da. Dar, mă rog, hai o să... O lună. Dacă ne răspunde, bine. Nu ne mai răspunde acum. Încercăm, ce să facem acum? Las că vorbesc eu cu ea acum, ca să vadă că mai e cineva, deci, știi? Să nu pară o glumă de la un prieten. Sigur, o să... Larisa, bună dimineața, pe bune acum. Bogdan și Rubel și eu nu suntem de la Virgin Radio, ne auzi? Da, bună dimineața. Așa, scuză-ne că te-am intrat cu forța peste tine. Dar ce te-ai speriat așa? M-am trezit. Tu dormeai. Bine, încă. Te rog frumos, șurubel, fă-i wake-up call-ul frumos cum. Fii atentă, vrei să ne mutăm înapoi pe plajă? Poftim? Vrei să ne mutăm înapoi pe plajă? Te dusesem pe o plajă și ai plecat. Hai. Înapoi pe plajă, hai să ne trezim frumos. Acum auzi pescărușii? Da, auzi. Așa, fii atentă. Uite-te în jurul tău, gata, ne calmăm. Uite o scoică pe jos. Uite, ia scoica aia, pune-o la ureche. O pui la ureche? Da. Așa, ia, ce auzi în ea? E o chitară, Larisa. Da. E o chitară care cântă o poveste romantică despre un băiat, Dan, și o fată, Larisa, de 15 ani, care se trezește greu de obicei și întârzie la școală. E iubitul tău, Dan? Da. Nu zici foarte fericită. Poftim? Nu zici așa foarte fericită. Ba da. Ba da. Ba da. Auzi, noi avem o dilemă. Dan, câți ani are? Eu? Câți ani are Dan? 19. Ok. Și de unde sunteți voi? Din Botoșani.
Din Botoșani, auzi, Alexandra, sunt vecin cu tine. Sau cu mama ta, de fapt. Și de acolo, din Botoșani, acum v-am dus pe amândoi pe plajă. Cum stați pe o pătură, vedeți pescărușii, vadie vântul prin păr, valurile se sparg de țărm, în depărtare se aude o chitară. Și la numai 10 metri de voi sunt trei băieți care tot joacă fotbal și țipă ca nebunii. Pase, mă, pase, băi! Da, mă, că eram liber, ce pasă să-ți mai dau? Da, frate, eram în fața porții, eram liber. Ce? Exact, ei sunt Bogdan și Rubel și Ionuț și ești în direct cu ei acum la Virgin, Larisa. Bună dimineața și ai câștigat cafea pentru o lună de la Mizo Coffee. Poftim? Exact. Deci tot make-up call ăsta a fost un întreg ce? Cum adică, poftim? Da, bine, nu mai contează. Larisa, trebuie să reții o singură chestie. Trebuie să rămâi la telefon. Îți luăm datele, îți trimitem cafea. Și atât. Asta e tot ce contează, da? Da. Și după aia mai mult te vorbești cu Dan. Da. Cu domnul Dan pentru noi. Mulțumesc frumos. Revedere. Bine, Larisa, scuze că te-am deranjat. La revedere. Ce? Da, hai. Nu mai face nimic. Stai liniștită. Bine, e ok, Larisa. Bine. Hai, să ai zi frumoasă. Uite, hai, astăzi ai primit cafea pentru o lună de la Mizo Coffee și un...